Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ei, și mi l-ai spart. Sunt o norocoasă. Lavinia Borsoghe, Hristos a înviat și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea de a fi prezentă în emisiune. Și dăm voie să le spun, Hristos a înviat și telespectatorilor noștri. Vă urez să aveți sănătate multă, multă, multă. Și Doamne ajută să fim cu bine toți, să fiți și dumneavoastră toți bine, dar și familiile dumneavoastră. Lavinia, bine ai venit! Bine v-am regăsit, bine te-am regăsit, draga mea Carmina, de fiecare dată energie frumoasă aici la tine în studio și mă bucur că sunt prezentă și acum, imediat după sărbătorile pascale, gânduri frumoase tuturor celor care ne urmăresc și să sperăm că avem o emisiune foarte frumoasă, ca de obicei. Doamne ajută, uite, am un ciocnic și eu, o colorată natural. O colorată natural și eu ți-am urmat exemplu că știu că și tu procedezi la fel și am vopsit ouăle în foi de ceapă și mi-a ieșit minunat cu frunzulițe, cu ciorap, exact cum știam eu că se făceau pe vremuri, le-am decorat foarte frumos. Cine te-a ajutat să le faci? Fetele, bineînțeles, cele două fetițe ale mele, Ania și Sofia. De fapt, nu, Sofia nu m-a ajutat pentru că a fost în vizită la prietena aici mai bună, la Diana, și ne-am făcut de cap doar noi două, eu și Ania. Se pricepe? A, bineînțeles, la 3 ani, vă dați seama, îți dai seama cât de bine se pricepe un copil să facă treaba. Important e că vrea. Da, da, important e că vrea și eu o încurajez și noi gătim împreună, deci noi facem toată treaba împreună, facem curat, facem cumpărături împreună, nu se poate fără ea. Eu mă bucur și trebuie să spun că întotdeauna ouăle așa vopsite natural sunt cele mai frumoase. Și cele mai sănătoase. Așa este. Pentru că vopseaua chimică, vrând nevrând, intră chiar și în conținutul oului și de multe ori țin minte că eu am aruncat albușul oului pentru că nu l-am putut consuma din cauza vopselei. Și vreau să spun că le facem de vreo 20 de ani numai în foi de ceapă. Foarte bine. Sunt cele mai naturale. Bine, unii fac din cu sfeclă roșie, cu ceapă, cu morcov, depinde ce culori vrei să obțină, da. Vrei să vopsești, dar sunt chiar dacă e o culoare așa mai maronie, roșu, cărămiziu. Și mie la fel mi-au ieșit și m-am bucurat. Da, de, păi sunt de culoarea aceasta frumoasă și într-adevăr, cum ai spus și tu, cu altă ocazie era impregnată vopseaua chiar în albuș și de multe ori îl aruncam. Da. Dar așa a fost minunat. Da, și mai ales că îți rămâne și pe da, la și pe mână, și pe mână. De la vopsea. Uite, așa nu are nicio... Nu se ia. Ce face Sofia? Sofia face foarte bine, se bucură de faptul că a revenit la școală. Se în ce clasă e? În clasa a patra. Oh, Doamne! Da. Deja o să mergem la anul, avem emoții din toamnă că schimbăm dascăli, o să fie o etapă nouă din viața ei. Și se bucură, așa cum spuneam, de întâlnirea cu colegii, de socializare, de tot ce este frumos în viața lor de copilași. Sunt convinsă că se bucură, mai ales perioada asta de Paște, a fost o nebunie la tine acasă, o bucurie totală, pentru că au fost două fetițe care s-au bucurat și de ciocnitul ouălor. Cine a fost câștigător cel mai des la ciocnit? Cred că eu am câștigat. Eu am spart cele mai multe ouă. Da, se vede chiar între noi două. Da, eu sunt mai norocoasă. Și am spart, într-adevăr, foarte multe ouă la masa de Paște. Și fetițele nu se supărau când... Nu. Eu le-am învățat încă de mici și tot timpul le-am spus că în viață nu e obligatoriu să câștigăm tot. Adică în viață avem și câștig și pierdere, trebuie să luăm totul așa cum vine. Nu ne supărăm, acceptăm. Pur și simplu acceptăm. Astăzi câștigăm, mâine pierdem. Da, corect. Astăzi poți să fii bogat, știi cum să spune, mâine poți să fii sărac, astăzi poți să câștigi ceva, mâine poți să pierzi ceva. Să luăm viața așa cum vine ea. Să luăm partea plină a paharului din orice conjunctură, din orice întâmplare. Pentru că ai două fetițe, relativ micuțe, îți aduce aminte de cum petreceai tu de Paște împreună cu familia când erai micuță așa ca ele?
Da, de fiecare dată mi-aduc aminte de toate momentele frumoase ale copilăriei și, într-adevăr, zilele de sărbătoare rămân așa acolo în memoria noastră toată viața. Și cea mai mare bucurie când se apropia Paștele, am spus-o de fiecare dată, era joia mare când mergeam să facem gropițe. Mergeam noi la o apă curgătoare de acolo, de lângă sat, și făceam acele gropițe în care puneam floricele, decoram gropițele și trochițe din acelea de tiugă, da? Și pregăteam această gropiță pentru ca în ziua următoare, vinerea, să punem apă și să dăm drumul la tiugile acelea pe apa curgătoare cu lumânărele în ele. Se dădeam apă morților, celor trecuți în neființă, și țin minte că îmi plăcea foarte mult acest obicei. După care îmi plăcea foarte mult să merg la denie, mergeam la toate deniile începând joi, vineri, sâmbătă și cântam prohodul, Doamne Dumnezeule, eram acolo în față tot timpul alături de părinte și cântam prohodul până răgușeam, că voiam să mă aud, să mă fac remarcată din totdeauna, da. Și ce să-ți mai spun, când mergeam sâmbăta seara să luăm brazda aceea de iarbă, pe care la fel nu o puteam lua de oriunde, trebuia să o adunăm de pe câmp, de unde era iarba cea mai frumoasă, cu pământ frumos, luam așa un pătrățel de iarbă cu pământ, pentru ca în momentul când veneam de la biserică, după ce luam Paști, călcam pe acea la brazdă, pragușii. La pragușii, ne închinam și intram în casă doar după ce treceam pe această brazdă. La fel făceam și când ne trezeam, duminică dimineața, în ziua de Paști, și tot așa, de câte ori aveam, cât timp aveam Paști, numai acolo luam pe acea brazdă de iarbă. Problema este că acum suntem la oraș. Nu mai avem de unde lua brazdă. Da, putem să luăm iarbă, buchețel de iarbă. Da, tot mereu când vin de la biserică iau iarbă și pun pe prag și nu intru până nu pun acolo. Vezi? La pragul casei. Păi am crescut la țară. Da. Și ne bucurăm, da, ne aduc bucurie. Știi ce mă bucur? Că eu am avut parte și văd că și tu de tradițiile astea, obiceiurile astea ale bătrânilor și că am ținut de ele. Da. Și că am trecut prin ele, am copilărit cu ele, păi copiii din ziua de azi nu mai știu, unii dintre ei nu mai știu de așa ceva. Tocmai asta este datoria noastră să le insuflăm și viitoarelor generații ceea ce făceam noi altădată și tradițiile să nu se piardă, să perpetuăm așa cum e frumos tot ceea ce este frumos în neamul nostru românesc. Le spui fetelor tale despre tradițiile de când erai tu copil? Bineînțeles. Și Ania nu știe, e prea mică. Însă Sofia chiar se bucură de fiecare dată. Wow, mama, parcă ai trăit într-o altă lume. E atât de încântată de ce îi spun. Chiar îi place. Și multe dintre ele chiar le păstrăm și ea se bucură de ele. Ce frumos! Mai ales că tu vii de acolo, de la țară, și ai avut parte de ele, ai copilărit cu ele, ai avut bunici, părinți care te-au învățat. Cred că noi am fost norocoase față de copiii ăștia, care sunt mulți care nu au copii, nu au unde să se ducă la țară. Sunt mulți care nu mai au țară, nu mai au sat. Din păcate, așa este. Modernismul și evoluția are și câștiguri și pierderi. Ce să facem? Asta este viața. Nu putem să ne oprim în loc, totul este într-o continuă evoluție. Ne bucurăm, într-adevăr, de ceea ce a inventat știința modernă, însă, pe de altă parte, ne întristăm că am pierdut acele lucruri simple, frumoase, care erau altădată. Ce să spun, că mi-amintesc chiar când discutam despre horele de pomană, care la noi se țineau lunea, după Paște, a doua zi după Paște, Doamne, ce frumos era,
și mă bucuram tot timpul că primeam buchete de flori. Eu sunt o mare iubitoare de flori și asta era cea mai mare bucuria mea. Cei care dădeau de pomană, dădeau și alimente, dădeau și diverse obiecte, însă eu mă bucuram cel mai mult de buchetele de flori. Dar spune-mi, ai cântat la vreo horă de pomană? Nu, am cântat niciodată. Nici acum amară? Nu. La noi în sat niciodată nu se cânta vocal la horele de pomană. Eu nu am prins. Eu țin minte doar că se cânta instrumental la horele de pomană. Dar poate înainte, să știu eu, se cânta și vocal. Să știi că în sat la tata se cânta și vocal. Da, eu spun doar ce am trăit eu. Da, depinde de zonă. Poate și la noi în zonă, repet. Se cânta și vocal, însă eu nu am prins acele vremuri. Și iar îmi plăcea, înainte de a se face hora de pomană, lunea dimineața, toată lumea mergea la biserică, în curtea bisericii, cu pomană. Și se puneau pe mese acolo, erau mesele frumos făcute deja de părinte pentru oamenii care veneau cu pomană. Și împărțeam, ascultam slujba, era încă un moment frumos la care participam cu tot dragul. Să știi că, uite, am fost și am filmat în Comuna Unirea, deci din județul Doș. Da. Și vreau să spun că duminica după Paște, după ce s-o lua Paștele, după ce mâncau acasă, oamenii, știi ce făceau? Scoteau mesele la poartă. La poartă. Și cine trecea pe... Era servit, da. Era servit. Adică... Și la noi se făcea așa. În copilăria mea și la noi se făcea așa. Și îmi spunea părintele de acolo, preotul de acolo, preotul Dimian, îmi zicea, păi unul care vedea din capul satului până în celălalt cap al satului... Se sătura. Numai că se... Dar nu mai putea. Ciugulea, pentru că știa că mai sunt mese, că sunt, de exemplu, stăteau părinții aici și se duceau copiii la părinți, sau invers, părinții se duceau la copii. Adică unul într-un cap, altul într-un cap. Și nu treia să refuzi. Asta mă gândeam și eu, că așa era și atunci. Da. Era o dovadă de... Nu era bine văzută. Da, se simțeau jigniți. Se simțeau jigniți, mai exact. Mai ales că toate chestiile astea erau de pomană. Deci ei puneau, ei nu mâncau în curte. Cum doamne nu mâncați în curte? Nu! Dar mă gândeam acum dacă îi servea și cu un păhărel de ceva tare, cum ajungeau în capătul celălalt. Capătul celălalt, de pe gard, pe lângă gard, pe lângă plop, pe lângă gard. Da. Și vreau să spun că mi-a plăcut așa tradiția lor de a pune la poartă. Ei nu mâncau, că i-a spus, cum nu mâncați în curte? Nu! Noi mâncam, puneam mesele la poartă și vecinul ăla punea altul la poartă, eu mă duceam, mai luam, bă, tu ce ai de mâncare? Păi cu tare, hai, ia să guși de la Vezi tine. Vezi ce înseamnă să dăruiești din suflet, ce ai tu, da? Să dăruiești și celui de lângă tine. Din păcate, în ziua de astăzi am devenit un pic mai egoiști, mai individualiști și asta nu e bine. Noi ar trebui să rămânem la fel cu obiceiurile acelea frumoase de a împărți cu ceilalți, nu să păstrăm totul pentru noi. Uite, bine fac cei care sunt musulmani când își cumpără ceva sau când li se întâmplă ceva, o bucurie în familie, îi dau de pomană. Ce frumos! Da, și am învățat și eu acest lucru și de fiecare dată când cumpăr ceva sau mi se îndeplinește ceva, eu dau de pomană. Și nu numai asta, dar dau ajut pe cineva cu bani. Foarte frumos. Și mai e o chestie, când iau salariu, tot mereu, dar în ziua de salariu, când am ridicat salariu, iau ceva, cumpăr ceva din banii respectivi și dau de pomană la cineva pe stradă. Foarte frumos. Pentru ziua aceea de salariu. Foarte frumos. Ești recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă. Exact, foarte bine. Foarte bine, asta este. Și am văzut lucrul ăsta, că parcă simt și puterea lui Dumnezeu, că e mai, păi, mai cu puternic. Siguranță, cu siguranță, așa se întâmplă. Te încarcă Dumnezeu, te încarcă cu... Nu se spune că ceea ce oferă aia primește, adică nimic nu e întâmplător. Ceea ce semeni, aia culegi. Este o altă zicală veche cu o înțelepciune și cu o... chiar trebuie să învățăm din ceea ce spun bătrânii noștri... înțelepciunea aceasta populară, simplă, din care atâtea avem de învățat. Da, avem foarte multe de învățat de la, din zicătorile, cum le spun, cum spuneau bătrânii. Bătrânii, da. Zicătorile lor. Zicalele, cum le spunem corect. Da. Eu te invit să ne cânți primele două melodii. Cu mare drag. Cine e Oltean de Viță și ce mi-e drag pe lume mie? Ce ți-e drag? Doamne, totul mi-e drag, natura, viața, oamenii, absolut tot ce mă înconjoară, mie mi-este drag.
lăsând la o parte familia și fetele mele dragi, că despre asta este vorba în cântec, zâmbetul fetiței mele, care acum când îl cânt live, este înregistrat înainte să am și pe a doua fetiță, îl cânt zâmbetul fetelor mele. Deci cel mai drag pe lume, asta mi este zâmbetul fetelor mele. Am văzut că Sofia seamănă cu tine. Da. Dar ce ne facem cu Ania, că seamănă cu Adrian, cu soțul tău? Da, asta este. Fiecare și-a lăsat mai mult amprenta. Da. Genele s-au dus mai mult, genele mele s-au dus la Sofia mai mult și ale Aniei. Da, este. Sofia e leită capul tău. Da, așa este. Și temperamentul tot, îmi dau seama că seamănă din ce în ce mai mult cu mine. Da. Te regăsești în... Da. În Sofia când... Da, de multe ori, da. Tu erai copil, adică... De multe ori mă regăsesc. Nu în totalitate, dar în foarte multe aspecte ale comportamentului ei mă regăsesc. Ce frumos! Haideți să ascultăm primele două piese interpretate de Lavinia Bârsoghe, după care revenim aici. Sună pe-n serat, când luna se răsară, cântec dulce de vioară. Olteni mândri ca o floare, în straie de sărbătoare. Trec voioși, bată-i norocul, pregătiți să înceapă jocul. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță și în sârba să se prindă, sârba mare să se întindă. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță și în sârbă să se prindă, sârba mare să se întindă. Olteanul la sărbătoare calcă necazul în picioare și joacă după vioară să-i meargă la inimioară. Și-n piept inima-m tresaltă când chiuie toți odată. La joc de vrei să-i încurci, mai bine să nu te apuci. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță și în sârbă să se prindă, sârba mare să se întindă. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță și în sârbă să se prindă, sârba mare să se întindă. Sărbătoare, sărbătorile ne adună și petrecem împreună. Mândrăți de oltenii mei, ca numai nimeni ei. Petrec până dimineața și știu să-și trăiască viața. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță și în sârbă să se prindă, sârba mare să se întindă. Cine e oltean de viță, să-și aleagă o mândruță. Cerul plin de stele.
necaz și bucurie. Cânt că așa mi-e drag mie, cântecul e alinare, omului la supărare, dar este și bucurie, omului la veselie. Mi-e dragă pădurea deasă, iarba verde de acasă, mi-e drag cerul plin de stele, zâmbetul fetiței mele. Mi-e dragă pădurea deasă, iarba verde de acasă, mi-e drag cerul plin de stele, zâmbetul fetiței mele. Am revenit alături de Lavinia Bârsoghe și trebuie să recunosc că de fiecare dată când vine aici la noi, ne povestește de familia ei, de fetele ei și aș vrea să te întreb, Lavinia, te moștenesc fetele la cântat? Toată lumea mi-adresează această întrebare pentru că s-ar părea că e obligatoriu ca, virgulă, copiii să-și moștenească părinții sau să calce pe urmele părinților. Într-adevăr, gena s-a moștenit la ambele fetițe. La Ania mai puțin îmi dau seama, pentru că la ea totul este în joacă, însă clar este că are auz muzical, are ureche muzicală. Cu vocea mai avem puțin de lucrat, însă Sofia clar demonstrează că este foarte talentată și chiar execută niște cântece pe care nu m-aș fi gândit vreodată că le poate cânta. Ce-i drept, în perioada aceasta mai mult muzică ușoară abordează, pentru că este mai la modă, să spun așa, și o mai inspiră foarte mult și verișoara ei, Eva, nepoțica mea, care știi și tu cât de talentată este și deja la 14 ani a obținut și multe premii la festivaluri de muzică ușoară și a înregistrat câteva cântece foarte frumoase și pe Eva o copiază, să spun așa. Deci se moștenește, talentul se moștenește. Dar muzică populară? Mai puțin. Muzică populară mai puțin, însă să știi că eu când mai repet câte ceva prin casă sau vreau să învăț un cântec nou, mi-atrage atenția: Doamne, dar nu faci deloc bine acolo. Dar tu n-auzi că nu e bine? Deci imediat mă corectează. Și asta e un lucru bun. E un lucru foarte bun și mă bucur că ea aude anumite lucruri pe care eu nu le fac bine. Deci mi-aș dori să meargă pe drumul artei. Este o fire sensibilă și i s-ar potrivi, să știi, rolul acesta de artist, însă nu se știe destinul ei, ce îi rezervă și ce surprize are pentru ea. Având în vedere faptul că mămica are atâtea costume populare, e și normal să cânte fetele. Cui le lași dacă nu lor, nu? Da. Și e păcat să nu le poarte. Da, să știi că Sofia chiar apreciază foarte mult frumusețea costumelor populare și de multe ori mă întreabă cât valorează ei asta sau îi spun eu, uite, mi-am cumpărat un fâlnic nou sau niște șoarțe noi și mama, și astea toate au fost cusute cu mâna de cineva, da, și când se minunează și chiar apreciază și îi plac foarte mult aceste obiecte populare, obiecte tradiționale. Da. Dar ai costume populare pentru ele micuțe? Bineînțeles, da, cum să nu? Pentru că am văzut pe internet așa niște poze cu ele și de asta. Da, bineînțeles. Acum Ania cea mică le are de la Sofia, pentru că normal că am păstrat mai ales costumele, dacă hăinuțele și celelalte le-am dat în timp, costumele populare le-am păstrat și avem diverse mărimi. Le-am mai adaptat eu așa, din cele mari am făcut mici și tot așa, și fetele mele, bineînțeles, că au zestre. Costume populare. Da. Îți dai seama, cu ghilimelele de rigoare, ce bătaie va fi pe ele când vor fi mari? Da. Le împărțim. Frățește. Eu, bineînțeles, frățește. Mie îmi place să fiu corectă și fiecare va avea jumătate. Niciuna mai mult sau mai puțin. Dar acum știi că poate ei place ei asta.
Dar îi place și Sofiei, îi place Anii și îi place și Sofiei. Ce te faci? Sunt destul de diferite la gusturi și nu am emoții din punctul ăsta de vedere. Pentru că sunt atât de diferite la temperament și dacă pe Sofia o puteam îmbrăca atunci când eram micuță și chiar și acum în ce îmi plăcea mie, cu Ania nu reușesc sub nicio formă. Deci au gusturi total diferite, inclusiv la mâncare, inclusiv la vestimentație, inclusiv plăcerii din astea de distracție, sunt diferite, sunt foarte diferite. Ce zodie e Ania? Ania este, ia uite că îmi scapă, vărsător, că nu prea sunt așa cu zodiile. E născută și în acea zi cu studioul nostru de televiziune, după câte știu eu, 23 ianuarie. Ianuarie, da, da, da. Deci Ania e vărsător și Sofia este berbec. Deci două fir zodii, diferite. Și zodii diferite și fir diferite. Dar ascendentul nu l-ai calculat, nu, să vezi. Nu, nici măcar la mine nu știu ascendentul, așa că nu mă pasionează. Astrologia nu mă pasionează. Spuneai că păstrezi totuși tradițiile în casă la tine și mai ales să le vadă și fetițele. Da. Cum ai reușit să le păstrezi? Pentru că știi cum e, noi că am copilărit la țară, că eu recunosc, la țară am copilărit, că așa era pe atunci și chiar mă bucur că am avut parte de asta. Dar sunt mulți care, de exemplu, vin la oraș și uită de tot ce s-a întâmplat la țară. Ei vor să uite, să știi că de uitat eu cred că nu se uită niciodată sau poate nu au fost ei marcați de acele momente, nu le-au trăit la intensitatea care le-am trăit noi două. Da, da, da. Dar eu zic că este imposibil să uiți lucrurile frumoase din viață. Nu știu, să ne negăm originile, să ne negăm trecutul, după mine nu este un lucru benefic pentru noi ca și indivizi și într-adevăr, nici să trăim în trecut nu este în regulă, dar să luăm învățăminte din tot ce trăim, eu zic că este cel mai important în viață. Așa este. Știi cum e? Dacă îți uiți istoria, înseamnă că tu nu existi ca nație. Exact, exact. Și cel mai frumos este să păstrăm aceste tradiții, pentru că peste an și an poate că nici nu vor mai exista. Că și la țară s-au modernizat. Nu mai da, sunt... Da, așa este. Dar e bine că le păstrăm și la oraș, ca să spun. Da. Uite, eu acum când spuneai tu că și la țară s-a modernizat totul, am spus de atâtea ori și o repet, cât de trist este sufletul meu în momentul când mă duc la țară și mă duc cu toată dragostea din lume, adică acolo îmi încarc eu bateriile, cum spun de fiecare dată, și sunt atât de mâhnită și de tristă când văd ulițele goale. Și când am de la bunicii mei câte o informație din asta tristă, gen că s-a mai dus pe lumea cealaltă Văruica sau Țața Ghița sau toate vecinele noastre de acolo, chiar simt așa cum încă o bucățică din sufletul meu și din amintirile mele se duc și este trist, însă asta este viața. Viața merge mai departe. Corect. Și moartea face parte din viață. Și mai ales că nimeni nu rămâne pe pământ. Fiecare ne ducem unul mai devreme, altul mai târziu, așa este cum este scris în cartea vieții și cu asta basta. Ce face Lavinia Bârsoghe, cea de acum, ce mai face? Fac foarte bine, trecem cum putem noi mai bine prin această perioadă delicată din viața noastră. Într-adevăr, noi ca artiști am avut un pic mai mult de suferit decât alte domenii, însă ne redresăm noi și renaștem așa ca pasărea Phoenix imediat ce ne permit în regulile. Sperăm din tot sufletul să ne putem desfășura activitatea noastră frumoasă, așa cum am făcut-o dintotdeauna, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, dacă medicii de la spitale sunt cei care vindecă trupul, noi artiștii suntem cei care vindecăm sufletul. Așa că și noi ne putem numi doctori medici de suflete. Da, și eu consider că omul are nevoie, mai ales în această perioadă, de cântec, de voie bună, de frumos, de zâmbet, de tot ceea ce trăiam și altădată. Eu zic că sufletul și psihicul omului este de multe ori mai important decât trupul.
Și așa că așteptăm cu sufletul la gură să începem activitatea. O să avem un spectacol pe 25 mai, adică în perioada imediat următoare. Iote Vara Oltenească, un spectacol pe care l-am reprogramat și l-am reprogramat de atâtea ori, trebuia să fie anul trecut, însă cu ajutorul bunului Dumnezeu pe 25 mai se va ține. Unde se va ține? La Sala Teatrului Național, la ora 18. Atenție că biletele sunt limitate pentru că respectăm regulile, se permit doar 50% din capacitatea sălii. Și așteptăm publicul care este atât de însetat de frumos și de spectacol. Avem deja foarte multe, ne spun oamenii că așteaptă și biletele se vând foarte repede și asta este un lucru minunat. Știi de ce? Pentru că omul a stat atâta timp fără să se ducă la un spectacol, fără să se ducă la un teatru, fără o nuntă, fără un botez, fără o petrecere. Da. Simte nevoia. Doamne, dar cât de mult simt nevoia oamenii. Da, să se ducă să vadă și altceva. Da. Sunt sătui de stat în casă, sunt sătui să vadă la televizor numai... Nu e același lucru, niciodată, nu, niciodată. Și să vadă numai COVID și știri dintre astea urâte. Da. Încât simt nevoia să mai vadă și altceva. Dacă îți spun că am avut spectacolul de Dragobete pe 24 februarie la Filarmonica Oltenia, nu pot să spun ce bucurie noi ca artiști, deci noi pur și simplu aveam lacrimi în ochi, ne îmbrățișam, deci era o zi și o atmosferă de sărbătoare pentru noi artiștii care urma să mergem pe scenă și oamenii din sală care chiar dacă aveau măși la gură, care chiar cu tot sufletul le simțeam emoția și energia pe care ne-o trimiteau și câte mesaje am primit și deci a fost o sărbătoare a fost într-adevăr și tocmai de asta exact subliniez ceea ce ai spus și tu, oamenii sunt foarte, foarte doritori să vină la spectacole, să vibreze alături de noi, să simtă emoția pe care noi o emanăm și așteptăm și în afară de acest spectacol vom avea pe 31 mai, iar în perioada următoare, Maria Tănase Junior, acolo unde vor participa toți copilașii cursanții noștri de la atelierele de folclor ale ansamblului Maria Tănase, un alt proiect foarte frumos și foarte care ne hrănește sufletele noi, nouă celor care suntem implicați, dar nu numai nouă, pentru că toți colegii noștri privesc cu ochii foarte frumoși activitatea pe care noi o desfășurăm acolo la atelierele de folclor ale ansamblului Maria Tănase. Vin copiii către folclor, către dansuri populare? Vin copiii către folclor și noi ne bucurăm atât de mult. Avem atât de mulți copii talentați, atât la dansuri cât și la canto. Sunt la dansuri, sunt două grupe, la una dintre grupe este instructor Marga Chiurtu, la cealaltă grupă este instructor Dorian Cismaru, colegul nostru. La canto sunt eu împreună cu colegul meu instrumentist Florinel Stăvaru, iar cealaltă grupă, coordonatori sunt domnul Marius Măgureanu și domnul Costel, corepetitor. Și avem atâția copii frumoși și talentați, ne bucură sufletul de fiecare dată când vin și frecventează cursurile noastre. Sofia vine la cursurile tale? Nu prea a venit Sofia, pentru că ea acum are o perioadă în care vrea să cânte muzică ușoară. S-a luat după verișoara, că verișoara, da, verișoara cântă muzică ușoară. Fata surorii mele, da, Eva, care la fel este un munte de talente, Eva, și eu, cum ți-am spus, eu nu forțez nici pe Sofia, nici pe Ania să meargă pe drumul pe care eu vreau. Le las pe ele să decidă și să aleagă. Dar poate să facă și muzică ușoară și muzică populară. Care e problema? Bineînțeles, este destul de mică, acum are alte plăceri și eu îi respect alegerile. Câți copii ai la atelierele de folclor? În momentul acesta am 28 de copii, foarte frumoși și foarte talentați. Chiar între ce vârste? Vârsta minimă 6 ani și vârsta maximă, surpriză, 68 de ani. Wow! Tot un doamna, copil este! Tot un copil este, doamna Ioana Preda, este exemplul nostru de vise care se pot îndeplini la orice vârstă. Doamna Ioana Preda a avut un vis pe care
nu și l-a putut materializa când era dumneai tânără, a mai cochetat cu muzica, a avut tentativă în tinerețe, așa cum spuneam, însă, ce să spun, drumurile vieții au dus-o pe alte cărări și nu a făcut muzică. Și în momentul când ne-a văzut la un spectacol în parc astă vară, și-a dorit și dumneai atât de mult și acum zice că va veni atâta timp cât va putea, pentru că simte că trăiește acel vis pe care nu și l-a primit. Întinerește, dragă, să știi acum. Să știi că întinerește, să știi că întinerește. Pentru că își duce la îndeplinire visul. Exact. Și îi motivează și pe copii și îi încurajează și le spune: copii, voi să nu renunțați niciodată la ceea ce simțiți voi că vreți să faceți în viață. Deci este chiar un exemplu pentru noi pe care și o iubim foarte mult pe doamna Ioana, așa că avem toate vârstele. Ce frumos, bravo! Așa chiar este. Mă bucur că, uite, aflu că sunt oameni care vin către folclor și vin să ducă tradiția și portul popular și cântecul popular mai departe. Da, da. Și asta e un lucru bun. Da, și apropo de evenimentele care vor fi în perioada următoare, vom avea un spectacol și în cadrul zilelor Craiovei, pentru că se vor ține, am înțeles, anul acesta, ce-i drept cu respectarea regulilor care sunt la ora aceasta, tot în parc, tot în aer liber, tot înconjurați de natură, de frumos, și se pare că și Craiova se îmbrăcănie, vom putea ține pe 24 iunie, așa că ne bucurăm și așteptăm cu drag să revenim la activitatea noastră frumoasă. Să revenim la normal. Da, da. Eu îți propun să ne mai cânti două piese, după care revenim. Dragostea e frumoasă și M-am născut cu mir în frunte. Te-ai născut cu mir în frunte? Eu zic că da, eu zic că sunt o norocoasă a sorții. Că tot ziceai că ești norocoasă, da. Mi-ai spart și ouă. Tot timpul, deci eu chiar mă consider un om norocos și asta mi-arată Dumnezeu în fiecare zi. Inclusiv că mai râd cu prietenele mele de multe ori când căutăm prin centru un loc de parcare și, aoleo, nu e niciun loc de parcare. Zic, imediat, puțină răbdare că se va elibera. Nu durează câteva secunde și se eliberează un loc de parcare. Deci asta spun, eu sunt o norocoasă a sorții și într-adevăr m-am născut cu mir în frunte, însă cântecul acesta nu mi este mie dedicat în mod special, este dedicat unui om pe care eu îl iubesc și care m-a susținut în toată cariera mea, unchiul meu Mihai Lupu, și nu contenesc să-i mulțumesc în fiecare secundă și în fiecare zi pentru tot ce este face fratele mamei? Mine. Este soțul surorii mamei mele și îl iubesc la fel ca și pe tatăl meu și mulțumesc din suflet. O să ne vadă probabil online și o să se bucure că el mă consideră ca a doua fiică a lui. Ce frumos! Păi haide să ascultăm cele două piese cu Lavinia Borsoghe și apoi revenim. Când Dumnezeu lumea a lăsat, dragostea-i frumoasă când o întâlnești. Ce ți-e scris în soartă, tot ai să iubești. Așa este dragostea, dragostea, of, dragostea, te sucește cum vrea ea, așa-i dragostea. O dorești, ori n-o dorești, dragostea, of, dragostea, ea te face să iubești, așa-i dragostea. Dragostea e hoață, e o treabă dulce. Astăzi ești în rai, mâine în iad te duce. Când în suflet vine, râzi de fericire. Când din suflet pleacă, plângi după iubire. Așa este dragostea, dragostea, of, dragostea, te sucește cum vrea ea, așa-i dragostea. O dorești, ori n-o dorești, dragostea, of, dragostea, ea te face să iubești. Așa-i dragostea.
este foc nestins, joc amăgitor. Este vis frumos, soare orbitor. Așa este dragostea, dragostea, om, dragostea. Te sucește cum vrea ea, așa-i dragostea. O dorești, ori n-o dorești, dragostea, of, dragostea. Ea te face să iubești, așa-i dragostea. Și Dumnezeu mi-a dat multe și mi-a pus noroc în mână, după inima mea bună. Mi-a plăcut și să învăț carte, să ajung în viață departe. Azi în casă am de toate, dar și am de muncă în spate. Cine mi-a călcat oborul și mi-a cerut ajutorul, fără să aștept vreo răsplată. Nu mă laud că sunt sfânt, dar mult bine am făcut și pe mulți am dus în spate, nu cu vorbe, ci cu fapte. Poate nopți și zile-am plâns și-am muncit unde am fost pus, și pe ploi și pe năduf am muncit să ajung în vârf. Unde am vrut eu am ajuns, dar nu văd lumea de sus. Și în suflet am plăcere să dau șelui care cere. Cine mi-a călcat oborul și mi-a cerut ajutorul, i-am dat din inima toată, fără să aștept vreo răsplată. Nu mă laud că sunt sfânt, dar mult bine am făcut și pe mulți am dus în spate, nu cu vorbe, ci cu fapte. Am știut să-mi mulțesc banii. Tata e mândru de mine, că pe unde merg la surme. Nu mi-am semănat dușmani, că nu-mi dau cinstea pe bani. Urechea la ei nu plec, eu sunt om pe unde merg. Cine mi-a călcat oborul și mi-a cerut ajutorul, i-am dat din inima toată, fără să aștept vreo răsplată. Nu mă laud că sunt sfânt, dar mult bine am făcut și pe mulți am dus în spate, nu cu vorbe, ci cu fapte. Am revenit cu Lavinia Borsoghe și, Lavinia, povesteai tu ceva mai devreme despre spectacolele voastre pe care le veți face împreună cu ansamblul Maria Tănase, spectacole așteptate de public. Cât munciți pentru un asemenea spectacol? Că îmi spuneai că tu ai repetiții, trebuie să ajung la repetiții, să filmăm repede. Da, se muncește foarte mult, însă noi nu simțim nicio oboseală, să spun așa, pentru că totul este făcut cu suflet la noi, la ansamblu Maria Tănase. Nu mai contează. Exact cum spuneam, când râdem și glumim, însă în momentul când trebuie să ne mobilizăm și să facem o treabă bună, îți spun că stăm ore în șir la repetiții și nu auzim pe niciunul că ne doare ceva, că ne e foame, că ne e sete. Nu, când e de muncă, e de muncă. Și
Mă bucur din suflet pentru că avem într-adevăr un colectiv foarte unit și care este pus într-adevăr pe fapte mari și ne dorim din tot sufletul nostru să evoluăm și să arătăm publicului, să păstrăm ștacheta aceea pe care noi ne-am... Noi și cei dinaintea noastră, înaintașii noștri, au păstrat-o, aceea de ansamblu profesionist renumit în țară și nu numai în țară, și trebuie să păstrăm la același în nivel standardele ansamblului. Da, ia spune, de câți ani ești angajată la ansamblu? Am făcut majoratul luna asta de 18 ani. Mulți înainte. Da. Gata, acum ești responsabilă pentru tot ceea ce faci. Absolut. Până acum mai aveam o scuză că sunt minoră. Da. Acum nu mai sunt majoră. Acum, nu, dintotdeauna am fost foarte recunoscătoare pentru faptul că sunt membra acestui ansamblu atât de frumos și atât de prestigios și sunt mândră, într-adevăr, că sunt membră acelui ansamblu și că sunt colegă cu artiști atât de iubiți și atât de apreciați și eu, la rândul meu, le port un respect deosebit și le mulțumesc tuturor pentru căldura și pentru colaborarea cu care reușim noi să interacționăm zi de zi așa. Frumos, foarte frumos, pentru că acolo sunteți o echipă întreagă, dansatori, orchestră, dirijor, soliști vocali. Voi colaborați între voi, da, deci da. Nu se poate unul fără celălalt. Nu. Sunteți ca într-o familie. Da, ca într-o fabrică suntem, nu se poate unul fără celălalt. Dacă lipsește unul dintre instrumentiști, nu se poate fără. Și am mai văzut ceva, că apropo de Marius Măgurean, am fost la el la nunta lui și am văzut că au fost majoritatea colegilor și da. Dansatori și... Soliști și toți au cântat. Da, da, da. Și l-am întrebat pe Marius, dar ei plătit? Ei cum să-i plătesc? Au venit și au cântat gratis, fiecare cum a vrut să cânte. Bineînțeles, dar noi ne bucurăm, suntem chiar apropiați, mulți dintre noi. Suntem, așa cum spuneam, la ansamblu ca într-o familie și suntem alături și la evenimentele frumoase din viețile noastre, la momentele personale, să spun așa, la zile onomastice, la nunți, la botezuri, fiecare ce are. Cred că sunteți și aproape unii de alții și atunci când se întâmplă un eveniment mai puțin neplăcut din viața voastră. Asta la este. O mormântare, la... Suntem alături și la bine și la rău, așa cum am spus. Este normal să fie așa. Corect. Dar ați făcut vreodată așa vreo petrecere numai a voastră, numai a soliștilor? Da, dar de câte ori. Și cum e o petrecere din asta? Doamne, dar de câte ori și ce bucurie și ce fericire. Cine cântă? Toată lumea, cine vrea. Și orchestră și din... Da, de multe ori am zis nu mai cântă nimeni, vrem să petrecem, vrem să ne distrăm, punem muzică, însă nu ne-a ieșit de foarte multe ori. Tot timpul te cheamă, sângele clocotește în vine și îți vine să pui mâna pe microfon sau la instrumente, colegii instrumentiști. Păi și când mai ales de timp să mai mâncați voi un mic așa, la grătar, o friptură... Se găsește. Alea mai mâncați acasă. Bineînțeles, se găsește. Important e să ne întâlnim, să ne simțim bine, nu ce mâncăm, ce bem acolo. Păi să știi că așa mai vorbeam cu prieteni de-ai mei, eu când mă duc cel puțin la o nuntă sau la un botez, eu nu stau la masă să mănânc, că mâncare am și eu acasă. Eu mă duc să joc, nu știu să joc, recunosc. Dă doar și-o din picioare acolo. Da, da, te simți bine. Exact. Kiwi, joc, mă simt bine. Da. Că de mâncare am și eu mâncare acasă. Așa este. Păi și atunci de ce plătești meniul? Păi... Dar nu plătești meniul, îi dai un cadou celui care face evenimentul. Nu plătești ceea ce mănânci. Că așa te duci la un restaurant și îți plătești ce mănânci. Nu, asta este o gândire greșită după mine. Că da, n-am mâncat. De ce să-i dau bani întregi? Păi stai puțin, nu-i dai banii pe ce ai mâncat. Îi faci un cadou sau ajuți o familie care... La început. Care este la început de drum sau când mergi la un botez, faci un cadou micuțului creștinat să îi se cumpere și lui acolo ceva. Nu știu, cumva o pornire pe un drum. Ajuți omul să pornească pe un alt drum al lui. Da, așa e. Da, și ți-am spus, eu nu mă duc la nunți, la botezuri ca să mănânc. Eu mă duc să mă distrez, să mă simt bine, să aud lăutarii cum cântă. Deci asta îmi place cel mai mult. Și dacă știu melodiile, cânt odată cu ei. Foarte frumos. Deci eu, adică îmi trăiesc momentul, să spun așa. Minunat. Da. Minunat. Înregistrări.
Ai făcut vreo înregistrare în ultima perioadă? M-a ales că a fost perioada asta de pandemie. A fost perioada asta de pandemie, dar din păcate a fost pandemie peste tot, adică nu ne-am prea putut mișca să mergem, eu știu, să mergem prin alte orașe să facem înregistrări. Am făcut o singură melodie aici pe plan local cu un coleg care e la început de drum așa pe linia asta, să spun așa, a folclorului. Am făcut un cântec un picuț mai, cu o abordare un picuț mai modernistă, să spun așa, însă pregătesc, am cântecele pregătite, am un material și sper că anul acesta măcar 3-4 cântece să le pot înregistra cu orchestră, așa cum am făcut și pe celălalt album al meu și zic eu că se vor materializa aceste gânduri ale mele. Pandemia te-a inspirat să scrii niște texte? Eu o spun de fiecare dată. Eu nu sunt, nu m-am născut cu harul acesta de a compune. Ai terminat facultatea de litere, tu. Nu, istorie am terminat, pardon. Dar nu m-am, niciodată nu am fost pricepută la face versuri, recunosc. Dacă la melodii, da, mai sunt melodii pe care eu le-am dat așa o nouă interpretare, să spun, am cules de colo-colo, că doar nu sunt nici vreun compozitor să compun muzică, la texte doar ideile, doar povestesc, dar ca să fac versuri, nu, latura asta poetică nu am. Da, după câte știu, mama te ajută, nu? Puțin și mama cu idei sau cu versuri din astea mai simpliste, însă cel mai mult mă ajută colegele mele dragi, doamna Rozica Petra, doamna Filuța Bogdan și de fiecare dată când am o idee, dumnealor o materializează și o pun pe hârtie și dumnealor dau naștere unui cântec sau unui text pe care eu îl voi cânta. Mai ales că e ideea ta și știi cum să o transpui încât să ajungă prin vocea ta, bineînțeles, să ajungă la cei care o ascultă, indiferent că e spectator, telespectator, radioascultător. Da. Da, de cele mai multe ori ideile sunt ceea ce eu simt sau trăiesc sau mă inspir chiar și din ce văd în jurul meu, din viața apropiaților, dar de cele mai multe ori cântecele exprimă trăirile mele. Ce frumos! Da. Păi dacă aceste cântece exprimă trăirile tale, hai să mai cântăm două piese. Cine ne aduce pe lume? Asta știu că e dedicată mamei. Mama care, mea, da. Mama mea pe care o iubesc. Și doamna care, Stella Borsoghe. Da, mi-este alături secundă de secundă. Deci mi-este alături trup și suflet în fiecare moment. Și vreau să spun că mie îmi place foarte mult această melodie și mai știi, Neica, ori nu știi. După care aș vrea să ne continuăm discuția, că ne apropiem de finalul emisiunii cu Lavinia Borsoghe, dar până atunci vă invit pe dumneavoastră să o ascultăm. Când avem un dor fierbinte,
Doar inima mamei simte numai mama. Nimeni și nimic nu minte, tace blândă și cu minte, dar tăcerea îi spune multe numai mama. Doar ne sărută pe frunte și adoarme cu noi în minte, dragostea e cât un munte. Pe cer să n-ai negri nori, numai mama. Și varsă râuri de lacrimi, numai mama. Să nu ne vadă la patimi, numai mama. Cine doar cu vorbă dulce șterge lacrima ce curge și la pieptul ei te strânge, numai prin copii trăiește, numai mama. Cine doar cu vorba dulce șterge lacrima ce-ți curge și la pieptul ei te strânge, numai mama. Când te vede tinerește, oftând numai contenește, mama prin copii trăiește, numai mama.
Ne-am reîntâlnit cu Lavinia Bărsoghe și aș vrea să spun, Lavinia, că uite, eu am avut parte să te-am invitat în mai multe etape de sărbătoare. Am filmat cu tine de Crăciun, acasă la tine, îți mi-aduce aminte că podobeai bradul. Da, da, da. Cu Sofia și cu verișoara ei. Cu nepoțica mea, da, cu Eva. Da, cu Eva. Am filmat cu tine, cu mama ta, dacă îți mai aduce aminte, de ziua femeii. Da, da. Și filmarăm acum, ca Olteanu, filmarăm. Acum, după Paște, imediat. Deci am apucat da, așa. Da, da, tu ai fost, țin minte, și la noi acasă, da, la o filmare. Exact. În afară de cea de Crăciun, unde stăteam noi undeva, că avem poze în iarbă frumos. Afară în curte. Afară în curte, da, da, da. Foarte amintiri frumoase. Deci tu ai fost alături de mine pe tot parcursul evoluției mele, încă de la început. Țin minte că am venit prima dată în studio la niște filmări și era chiar regretatul Ion Dolănescu la tine în studio. Doamne, ce bucurie! Doamne, ce fericire! Și aveam și eu un cântec, pe trandafirul l-am cântat atunci la tine în emisiune. Deci sunt 20 și ceva de ani de atunci. Da. Să știi că filmarea cu Ion Dolănescu o mai am. Da, da. Pentru că păstrez toată arhiva, absolut toată arhiva, cu toate filmările mele. Mai am și cu Ileana Ciculete, am și cu Ștefan Ciucă și cu Ilie Drvăreanu, am foarte multe, cu Dulgheru, cum o chema, Doamne, că îmi scapă iar la fel. Angela Dulgheru, da. Am fost și la ea la mormânt, Doamne, deci atât de rău mi-a părut de femeia asta când a murit. Da, da, da. Atunci chiar nu m-am dus la mormântare pentru că eram plecată la un curs pentru corespondenții de război și când am auzit nu mi-a venit să cred că am murit, dar m-am dus după când a făcut 6 săptămâni și m-am dus la mormânt și am plâns foarte mult și de-abia m-a luat de acolo domnul Constantin Dulgheru, soțul acestea, haide Carmina să mergem. Da. Păcat că, uite, și avea o voce frumoasă. Așa și așa este, dar cum spuneam și noi la începutul emisiunii, soarta este scrisă undeva și nu ne putem împotrivi oricât am încercat noi. Însă să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare clipă din viața noastră, pentru că viața este frumoasă și trebuie să o trăim la intensitate maximă. Așa este și mi-am adus aminte acum că mai e un moment din viața ta unde ai fost la Teleu Craiova. Când ai venit cu Sofia, avea câte luni, 3 luni, nu știu câte. Da, avea puține luni, era bebeluș. Era micuță, că nu putea să țină căpșor. Lasă că așa, putem să spunem că am venit și cu fetele amândouă în burtică. Burtică, da, adică, exact. Chiar ai imortalizat toate momentele din viața mea. Da, așa este. Că erai gravidiță și cu Ania. Și cu Sofia și cu Ania am venit la tine la filmări, da. Și nu o să uit niciodată cu Sofia, nu știu, că ai zis că mai e filmarea, ne-a pupat-o pe creștet aici i-a și i-a rămas rujul. I-a rămas rujul, da. Uite, vezi etape de ale vieții frumoase de care ne aducem cu drag aminte și asta. Și câtă bucurie ne creează, Doamne Dumnezeule. Și vreau să spun că eu când mai scot din arhivă câte o piesă, uite, data viitoare când o să mai vii la tele, o să scot și ție cu mulți ani în urmă piese din arhivă, când mai scot piese din arhivă, unii dintre ei, Doamne, cum arătam, Doamne, eu sunt asta, Doamne, și au copii mari acum. Da, mami, tu ești, eu sunt. Că ce nici frumos. Copii nu erau făcuți, nici căsătorite nu erau. Da. Mami, tu ești asta, eu sunt. Deci, amintiri foarte frumoase. Foarte frumoase. Foarte frumoase. Fiecare etapă a vieții e foarte frumoasă și, cum spuneam, trebuie să ne bucurăm de tot ce ne oferă Dumnezeu. Și mai spun eu un lucru, că noi, oamenii de televiziune, avem norocul ăsta că suntem filmați. Și eu am foarte multe filmări cu mine. Am și prima emisiune pe care am filmat-o și de muzică populară, unde am avut o invitată pe Doina Aurelia Boirică, să-i spun numele întreg. Și aveam, îți dai seama, aveam 1,75 m și aveam 45 de kilograme. Eram așa, țâr, cum zice Olteanu. Băț. Da, băț. Deci eram rahitică rău de tot. Și mă uit la emisiunea aia, Doamne, cum arătam. Arătam groaznic, slabă. Nu e adevărat. Erai foarte frumoasă și atunci, ești frumoasă și acum. Mulțumesc. Foarte frumoasă.
Deci, cum spuneam, oamenii sunt frumoși în orice moment al vieților. Dar uite, avem norocul că noi ne putem vedea peste an și an, ca și voi. Da. Aveți filmări și vă aduceți aminte de debutul în televiziune, de când ați fost la primul festival. Da. Și vă vedeți acum peste 20-30 de ani și nu vă vine să credeți. Da, uite, ne bucurăm de tehnologie. Tehnologia ne ajută să păstrăm aceste amintiri destul de vii, ceea ce nu se întâmpla înainte. Deci, avantaje și dezavantaje, că vorbeam la început că s-au pierdut tradițiile. Asta este. Am câștigat poate alte lucruri care ne creează bucurie. Da. Ai așa o arhivă ta? Nu sunt foarte organizată, să știi, în privința asta, însă am într-adevăr stocate pe undeva pe acolo multe amintiri frumoase, pe CD-uri, pe stick, pe chiar și albume cu fotografii când nu exista tehnologia aceasta. Și de multe ori mă uit la ele, însă sunt genul de persoană care îmi place să trăiesc prezentul. Adică foarte rar mă uit în trecut, foarte rar. Îmi place să trăiesc mai mult în prezent și eventual în viitor apropiat, nici măcar în viitor îndepărtat. Trăiesc clipa, cum se spune. Da, și eu am o vorbă, ca să fii fericit trebuie să îți uiți trecutul, să trăiești prezentul și să gândești bine pentru viitor. Da. Pentru că altfel, dacă trăiești numai din clipe de la vai ce mi s-a întâmplat, vai. Nu, mergi înainte, pentru că în fond și la urmă, viața merge înainte. Privim în trecut cu acceptare că asta a fost trecutul nostru, indiferent că am făcut poate greșeli sau poate nu, și nici nu sunt genul de om care să privesc în viitor și să îmi fie teamă că voi fi bătrân, că voi fi nu știu cum, că nu o să mai fiu frumos. Nu, niciun caz. Iau fiecare zi așa cum vine. Apropo de greșeli, regres ceva care l-ai fi putut face în viață, dar nu l-ai făcut? Nu regret absolut nimic din tot ce am făcut. Într-adevăr, poate aș fi putut să fac mai mult în anumite privințe, poate aș fi putut să fac mai mult în carieră, însă am făcut ceea ce am simțit la momentul respectiv și îmi accept tot ce am făcut și chiar dacă poate mi-am neglijat într-o anumită perioadă cariera, am făcut-o pentru a da mai multă importanță familiei și deci am fost, consider eu că am fost într-un echilibru mai tot timpul. Asta nu înseamnă că mă voi schimba, poate deja acum fiind fetele mari și nemai având atâta nevoie de mine, încerc cumva să-mi canalizez mai mult energia pe partea profesională. Deci nu-mi pare rău de niciun lucru pe care l-am făcut în trecutul meu. Cine te ajută în creșterea copiilor? Toată familia mă ajută. Mama, soacra, socru, tatăl, toată lumea, prietenii toți. Adică suntem așa o gașcă. Da, o pleci gașcă de acasă, la repetiții. Da. Și fetele trebuie să rămână cu cineva. Acum merg la școală, fetele, dimineața când eu sunt la muncă, Sofia este mare, știe să-și aibă singură de grijă, însă de cele mai multe ori rămân acasă cu soacra mea. Ce frumos, are grijă de bineînțeles. El. Bineînțeles, da. Și așa este normal. Ce te gândești să faci pe viitor? Păi așa cum spuneam, pe latura aceasta profesională vreau cel puțin 3-4 cântece să înregistrez anul ăsta și mi-am propus așa, ca în fiecare an să mai înregistrez 2-3 cântece, să mă bucur de tot ce este frumos în jurul meu, așteptăm cu sufletul la gură să înceapă evenimentele private din care noi, să fim corecți, ne câștigăm pâinea de zi cu zi, să spun așa. Ce să spun, să trăim viața frumos, așa cum e lăsată de Dumnezeu. Câte nunți ai anulat anul trecut? Toate. Și anul ăsta? Anul ăsta, cu voia lui Dumnezeu, sperăm să ne putem reîncepe activitatea din luna iunie și am așa un feeling că vom putea să ținem măcar mai restrânse, să respectăm regulile impuse. Oamenii sunt dornici, chiar dacă, cum spun, evenimente mai mici, mai restrânse, să sperăm că le vom putea ține. Dar să știi că sunt nunți, am prieteni care n-au mai găsit, și-au anulat nunta de anul trecut și au pus-o anul ăsta și n-au mai găsit la același local ca să nu piardă localul,
decât marțea, miercurea, joia, vinerea. Da, și eu am evenimente care s-au pus în special vinerea. Da, în special vinerea. Pentru că omul, până la urmă, vrea să petreacă și nu-l interesează că e ziua asta se numește luni sau marți sau se numește cum se numește ziua asta, nu? Da. Că este o zi frumoasă în care vrem să ne simțim bine, în care vrem să fim alături de cei dragi și după mine nu contează cum o cheamă pe ziua aia. Da. Așa că important e să ne simțim bine în fiecare zi. Ai cântat în perioada asta de pandemie în casă? Doamne Dumnezeule, zilnic! Am cântat mai mult decât am cântat vreodată, poate doar la începuturile mele mai cântam atât de mult. Nu prea mă lasă micuța, însă cu căștile în urechi, când fac treabă, când sunt la drum, în mașină, oriunde, cânt cu tot sufletul meu și am învățat atâtea cântece, de-abia aștept să le cânt. De ce nu te lasă Ania? Pentru că este puțin egoistă, ce să spun, asta este realitatea. Vrea ea să cânte? Nu, vrea să fiu doar a ei. Are impresia că în momentul când cânt, nu mai sunt a ei, adică cântecul cumva mă fură de lângă ea. Am înțeles. Da, da. Este gândirea ei de copilaj micuț, e normal. Copiii să aibă nevoie de mămica în special. Și de fiecare dată când mă supăr pe ea și spun of, doamna doctor Mihaela Vasile, n-a tăiat cordonul umbilical prea bine? Și fac și o poezie. Da. Nu a tăiat cordonul umbilical, ce să spun. În momentul când plec de lângă ea, parcă are un detector. Începe să-i piuie detectorul. Mama a plecat! Țipă! Mama, vino! Da. E dependentă cumva de mama? Da. Da. Are un grad din ăsta de dependență pe care încercăm cumva să îl eliminăm, pentru că nu e în regulă. Are deja 3 ani și 3 luni și și la grădiniță încercăm să ne acomodăm, puțin mai greuți, dar noi ne dăm silința. Ce frumos! E, lasă că o să crească ea mare și o să vezi că cu timpul ea o să se sunt convinsă, dezlipească așa exact, cu ghilimele de rigură. Să meargă pe drumul ei. Este micuță, ce să mai... Asta este, dar va crește ea mare și ne vom înțelege. Așa este. Eu îți propun pe finalul emisiunii să ne cânți două piese, Alunelu și Hai la sârbă, măi băieți. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai venit. Te mai aștept și data viitoare, dar unde promit că scoți din arhivă piese cu Lavinia Bârsoghe când era foarte, 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 foarte tânără, când era copil. Păi stai puțin, ce vrei să spui acum? Păi da, mai sunt 2-3 zile și fac 20 de ani, adică cum să fiu mulți foarte, înainte. Foarte tânără? Pe cât ești născută? Pe 18 mai. Mulți înainte. Mulțumesc. Și uite, pe 15 se difuzează emisiunea. Păi tocmai ce spun. Deci, cum adică eram foarte tânără? La fel sunt și acum. Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Să fii sănătoasă, să fii fericită și succes, realizări frumoase. Să străiască fetițele. Mulțumesc, să te bucuri de ele. Și mai vrei să mai faci un băiat? Nu, să știi că nu aș vrea, însă până la urmă Dumnezeu știe ce mi oferă, însă iau totul așa cum vine, cum am spus, nu-mi fac niciun fel de planuri așa, mai ales planuri pe latura asta atât de importantă, un plan atât de măreț. Ce să spun, eu îți mulțumesc din suflet că de fiecare dată mă faci și să mă simt bine și îmi dai așa o energie frumoasă și gânduri bune și frumoase tuturor celor care ne-au urmărit și sperăm să ne putem întâlni fizic cu publicul nostru cât mai curând și, ce să spun, să trăim viața noastră, așa cum am spus, la intensitate maximă. Așa să fie, Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată pentru prezența și Doamne ajută să ne revedem sănătoase aici și nu numai aici, și pe stradă să ne vedem sănătoase și să ne cânți și să ne încânți cu cântecele tale. Cu tot dragul! Aici pune punct emisiunii în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc seară excelentă în continuare, iar acum vă las în compania solistei de muzică populară, Lavinia Bârsoghe. Toate cele bune, la revedere!
fof. Alune, la lune, lo, fof, fof. Această emisiune v-a fost oferită de AMP Group, soluții complete pentru instalații de apă, gaz și canalizare.